Salutare tuturor! FCSB câștigă lejer meciul cu Hermannstadt 3-0 și se duce la 8 puncte de locul 2. CS Universitatea Craiova, care astăzi a făcut doar 2-2 acasă cu Poli Iași după ce a avut 2-0 la pauză. Discutăm despre meciul de pe Național Arena, aici în studio, alături de Viorel Moldovan și Florin Răduciu, pe care îl salut. Bună seara, domnilor! Bună seara! N-au ieșit pronosticurile, ale voastre au ieșit. De fapt, 2-0 tu ai zis. Victorie pentru Victorie. Gazde. Da. Tu ai zis 2-0, s-a terminat 3-0. Radu 2-1. Da. Da, un meci fără istoric, un 3-0 categoric pentru FCSB. De ce în atât afară de fără istoric? De minutul 3, da. Când Sibiu termină o acțiune colectivă foarte frumoasă, cu un șut la poartă, respins de Târnăveanu prin Fonseca, inexplicabilă evoluția lui Hermannstadt. Sunt cred că ne-am obișnuit cu jocuri mult mai bune și mai vii. Astăzi au fost depășiți total la toate capitolele. Imediat, în minutul 10, FCSB a reacționat cu Băluță, care a șutat în plasa laterală la colțul scurt. După aceea, Coman a avut un șut periculos de la distanță, scos de Căbuz. Vine golul superb al lui Olaru, din centrarea lui Băluță în minutul 22. Acțiune bună, iarăși purtată pe finalul primei reprize și Olaru șutează iarăși la colțul lung, scoate Căbuz. A doua repriză, practic, se face diferența înainte de pauză, minutul 45 din nou Olaru și după pauză, minutul 58, Coman. În rest, putea să mai marcheze FCSB, a avut jocul la dispoziție, parcă a câștigat de o manieră relaxantă, așa, fără să se întrebuințească prea mult. Da. Radu. Aici îmi pun o întrebare. Este mai mult merit? Nu. Care ar fi întrebarea? Deci nu pune... E clar că... nu. Aici îmi pun eu o întrebare. Este mai mult meritul echipei lui FCSB sau de meritul acestei echipe, cum a zis Viorel, lui Hermannstadt, care ne-a obișnuit cu evoluții mult mai solide, mult mai importante și care au dat, să zic așa, au pus în dificultate marile echipe ale primele 4-5 echipe din clasamentul Superligii. Dar eu cred că aici vorbim de meritul echipei FCSB, care într-adevăr au jucat, cum am preconizat noi amândoi, o dorință de a câștiga acest meci, cu o agresivitate foarte mare, în a recâștiga imediat mingea și imediat de a nu lăsa pur și simplu timp și spațiu acestei echipe Hermannstadt să joace. E bine, bun exercitat de FCSB în anumite momente. Hermannstadt s-a încăpățânat de multe ori să iasă cu această construcție. Pierzând multe minge. Încă de la nivelul portarului. Au pierdut foarte multe mingi pe pressingul adversarului. De fapt și golurile cam așa au venit, mai ales primul gol, după un pressing în spate. O să vedem fazele. Fonseca, care nu știu ce căuta în acea zonă. O să vedem faza și o să o discutăm. Hai să-l auzim pe Olaru. Am intrat foarte montat, trebuia să obținem cele 3 puncte și mă bucur că am făcut un meci solid și că le-am obținut. Și golurile? Golurile, cred eu că și dacă erau alții în locul meu, le-ar fi marcat. Mă bucur că mi-a intrat în această seară și sper să continui la fel. Asta a fost surpriza, să apari mereu tu în fața porții, în lipsa lui Compagno? Așa au fost fazele, m-au găsit acolo și mă bucur că am reușit să le tratez bine și să marchez. În 20 de etape ai deja 10 goluri. În 4 ani și ceva la media și ai marcat 11. Ce se întâmplă în sezonul ăsta cu tine? Da, normal, la media și eram o echipă mai mică, nu marcam atât de multe goluri. Aici am mult mai multe situații și mă bucur că pot să le fructific. Pintili și Haralambus ți-au schimbat poziția în acest sezon, am mai discutat, au apropiat mai mult de poarta adversă, nu? Da, cred eu că am și mai multe ocazii. Sunt mai periculos și trebuie să continui la fel. Păi în ritmul ăsta, în iarnă, o să înceapă să sune telefonul la palat pentru tine, cu oferte. Da, nu mă gândesc la asta. Trebuie să avem meci în 2-3 zile și trebuie să obținem și acolo 3 puncte și după mă gândesc la... Până mâine, cel puțin, 8 puncte față de locul 2... Erați după două partide în campionat fără victorie.
Și nu mai marcasezi de două luni trei goluri într-un meci. Bănuiesc că a venit mănușă în meciul ăsta, nu? Da, după părerea mea, cred eu că trebuia să fim la 8 puncte de etapa trecută. Asta a fost să fie. Ne bucurăm că, cum am spus, trebuia să câștigăm acest meci și ne asigurăm, practic, locul 1 în vacanța de iarnă. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Seară bună! Ciao. Da, l-am văzut pe Olaru. Tu vorbeai de evoluția palidă a celor de la Hermannstadt. Da, multe greșeli, foarte multe greșeli, pase la adversar. Au intrat în panică, s-au precipitat atunci când FCSB declanșa pressing-ul de recuperare foarte avansat, destul de agresiv în sensul pozitiv acum pe purtătorul de balon. Reușesc să recupereze multe mingi, se transformă în goluri sau în situații, în ocazii de a marca. Am văzut foarte multe ocazii pentru FCSB în această seară. Au șutat de foarte multe ori la poartă. Și-au dorit foarte mult această victorie și e meritată. Da, e ușor să anestezizi o echipă aparent în Liga 1, totuși, în ziua de astăzi. Da. Iei un jucător, îl cumperi cu 600 sau 700 de mii de euro, mai arunci și două vorbe că le vrei atacantul care nu mai joacă dintr-o dată, are întindere. Hai să vedem. Sunt foarte curios, Măldărășanu, cum explică ce s-a întâmplat în seara asta cu echipa lui, extrem de ștearsă în meciul de pe Național Arena. Antrenorul celor de la Hermannstadt va vorbi în câteva secunde. Hai să-l vedem. În diferență de scor la care ați pierdut în acest sezon, concluziile. Da, multe nu sunt de spus. Este cel mai slab joc al nostru de după promovare. Nu mi le explic. Am început cum nu ne doream, temători. Ne-am încăpățânat să construim întreimea noastră venind într-un pressing agresiv om pe om. A apărut greșeala. Prima repriză cel puțin a fost execrabilă. A doua repriză, chiar dacă am încercat așa să intrăm în joc și pe retragerea lor, nu, se vedea că nu putem. Astăzi au fost mai buni ca noi la toate capitolele. Au fost primit la minge, agresivitate și când s-a jucat minge lungă, reacție pe mingea a doua. Nu, n-aveam cum să scoatem nimic din, să scoatem ceva din acest joc. Am arătat cu o echipă mică, cu o echipă care se bate la lucruri de baraj, nici de cum la play-off. Este o realitate. Nu vreau să dau cu piciorul la toată munca pe care am făcut-o într-un an jumate și cu toții, da, jucători, staff, patron și așa mai departe, dar astăzi chiar n-am arătat bine. Va trebui să o reglăm în aceste câteva zile pentru că trebuie să spălăm rușinea în ultima etapă. Chiar și așa, Hermannstadt a avut prima ocazie a meciului importantă, prima ocazie la 0-0. Ar fi schimbat cu ceva cursul jocului? Cu siguranță, pentru că, am spus, în momentul în care ai teamă, lucrurile nu sunt în regulă. Dacă am fi marcat primii, poate asta le dădea încredere. Așa s-a întâmplat și la UTA. La fel, am avut primele situații, dar la fel un meci slab, l-am pierdut. Nu avem ce să... Am avut așa niște momente în care am încercat să fim noi, dar au fost peste noi, repet, la toate capitolele. Îi felicit. Da, sunt o echipă care cu siguranță se va bate la titlu. Locul nostru probabil ăsta este. Deocamdată, la cum am arătat astăzi, nu este loc de play-off, dar vom vedea în ultima etapă dacă, repet, spălăm rușinea. Trebuie să facem lucrul ăsta pentru că jucăm acasă și trei puncte sunt foarte, foarte importante. Aveți timp? E timp fizic? Bănuiesc că Al-Hassan și Paraschiv tot nu vor apărea. Al-Hassan nu. A venit, vrea vacanță, se gândește la FCSB, se gândește să-mi accenteze. A ieșit în calcule. N-aveam cum să-l bag. Atât timp cât sezonul trecut, când erau cu toată lumea, era cu ochii pe el, el juca pentru el, a avut o cădere, o știm cu toții, dar de data asta pe undeva e normal. Îl și înțeleg, este un jucător tânăr, nu mai contează. Sperăm să-l recuperăm, a fost la un tratament în Serbia, va fi mai mult ca sigur bine. Acum restul băieților trebuie să recupereze pentru că sunt zile destul de multe până la meciul de joi, ultimul din acest an. Trebuie să facem maxim, trebuie să fim noi, trebuie să ne facem jocul, dar chiar mă îngrijorează la cum am arătat în seara asta. Nu știu, nu că vă deranjează, vă distrage atenția de la munca pe care o aveți, discuțiile, că numele noastră a fost pomenit vis-a-vis de
O posibilă venire la Rapid în cazul în care Bergodi va fi demis? Nu, mie nu. Tocmai am și dat câteva declarații tocmai să liniștesc vestiarul, pentru că nu era neliniștit numai vestiarul Rapidului, cum nu era, nu e normal ca să se vorbească, dar presa e presa, asta e altceva, însă nu era nimic real că eu aș fi pe lista lor, sau cel puțin nimeni n-a vorbit cu mine curând. Da, acum ceva vreme am și spus-o, dar a fost o discuție și am spus că nu sunt pregătit mental pentru a ajunge la o echipă, că n-a fost vorba neapărat de Rapid, o echipă care se bată la campionat. Nu profesional, ci mental. Deci nu s-a pus problema, nu, m-am fost focusat pe ce avem de făcut noi. Nu se pune problema. Mă bucur că cei de la Rapid au și punctat că merg indiferent de punctele pe care le vor scoate. Este o normalitate. Da, apar momente grele în viața fiecărei echipe, dar noi am avut așa, am și spus-o, un parcurs echilibrat. Da, o înfrângere când a venit, pe urmă am revenit, un meci egal, două victorie, a venit înfrângerea cu UTA, iar am revenit, dar în seara asta chiar n-am arătat bine. Lupta la play-off se dă până în ultima etapă, deci rămâneți la Sibiu să luptați pentru play-off până când va fi matematic închisă lupta. Da, ne batem. Mai sunt etape multe, sunt puncte multe, este o realitate. Orice echipă care poate lega două, trei victorii urcă sus și la fel în momentul în care pierd două, trei meciuri, intră într-o serie negativă, da, poate merge la retrogradare. Și acum, dacă s-ar întrerupe campionatul și pe înjumătățire, lupta ar fi acerbă și la campionat, și la cupele europene, și la play-off, și la locurile de baraj. Da, ne batem, nu, normal, nu trebuie acum să ne doboare o înfrângere, însă trebuie să analizăm foarte bine, pentru că astăzi am arătat rău, n-am avut atitudine, da, adică înțeleg să toți greșim, e normal, greșeală omenească, dar niciun pic de reacție din partea niciunui jucător. Dacă aș fi avut probabil la pauză posibilitatea să-mi schimb 11 jucători, 11 aș fi schimbat. Poate pare un clișeu, așa că spun antrenorii de-a lungul timpului, au spus antrenorii de-a lungul timpului în momentul unor înfrângeri așa categorice sau unor evoluții foarte slabe, dar este o realitate. Chiar n-am arătat bine în prima repriză, rău de tot, execrabil. Mulțumim mult, mister. Seara bună. Da. Păi poate că arăta rău Hermannstadt pentru că li s-a dat liber unui jucător care vrea să ia liber după ce se transferă. Al doilea jucător în seara asta de care aflăm că vrea liber. Baba Arsan vrea vacanță. Deci toată lumea vrea liber cu două etape înainte de finalul campionatului. La punct de vedere, anului. Deși nu vreau să înțeleg situația, bun, el a semnat, nu-i mai stă capul și deja vrea în vacanță să vină în formă la pregătire, când începe pregătirea pentru FCSB. Ai o lipsă de respect la adresa clubului tău, societății tale, care încă te plătește, da, ești angajatul, da, exact, clubului, da, trebuie să-și faci datoria cu profesionalism până după ultimul joc, care este, nu știu, în câteva zile, după care poți să pleci la azi, dar, nu știu, mi se par niște lucruri total absurde. O să mai discutăm, Radu, o să vin și la tine, dar hai să-l auzim pe Coman întâi. Din primul minut să jucăm un fotbal plăcut, am reușit să-i blocăm, am pus în practică ce am pregătit, știam că sunt foarte buni între linii, acceptă jocul acesta, joacă un fotbal plăcut, așa că i-am blocat foarte bine. În schimb, despre noi, am reușit să dăm gol în prima repriză și ne-am făcut un joc mai ușor. Ai marcat, ai ajuns la 6 goluri, dar ce faci cu Darius, că s-a dus la 10 deja? Să se ducă, doamnește, tot mai sus. Suntem bucuroși pentru el. Este un jucător care ajută foarte mult echipa, nu doar din punct de vedere fotbalistic. Ce pot să spun? Ne bucurăm de el și sperăm să o țină tot așa. Spune-mi, la faza aceea, când a dictat Chivulete penalti, cum a fost faza, că a dictat penalti, după aceea a vrut să dea în afara careului, până la urmă n-a mai dat nimic. Eu am crezut că este lovitură liberă. Mi-am făcut preluarea, am simțit un contact în spate, nu am simțit un contact umăr la umăr, așa cred că m-a lovit din spate, încă n-am văzut relorile, dar
este foarte puțin important. Ce este bine este că s-a terminat cu o victorie și aveam nevoie de 3 puncte, cum am declarat și la Cluj. Mai avem un meci în care trebuie tot așa să câștigăm fără drept de apel. Săptămâna asta, mă rog, cele 6 zile dintre meciul de la Cluj și acum, cum au fost pentru tine? De câte ori ai revăzut faza aceea cu golul anulat de la Cluj? Cred că o dată, nu, n-am stat să... A trecut, asta este... Nu stau să mă încarc cu ceva negativ. Am văzut după meciul acela, ți-am spus, am văzut doar o singură dată sau de două ori. În rest, m-am focusat pe acest meci pentru că știam că va fi un meci foarte greu. Dar este bine că ni l-am făcut ușor. Mai avem un meci din acest an în care trebuie să mergem la fel de motivați cum am jucat aici și așa trebuie să jucăm și în deplasare. Mulțumim mult, Florin. Mulțumesc. Ești de copii. Da, am revenit în direct și discutăm despre FCSB Hermannstadt 3-0, un meci fără niciun fel de istoric. O să-l auzim în câteva secunde pe antrenorul celor de la FCSB, Harald Ambus. Va începe declarația lui în câteva momente. Hai să-l ascultăm. FCSB scored 3 goals and win very clear this match. Please, let's start with the conclusions. First of all, I want to în primul rând vreau să felicit jucătorii, în special privința atitudinii de pe durata celor 90 de minute. Asta e cel mai important. Asta a fost cel mai important pentru mine azi. Chiar dacă conduceam cu 3-0, echipa a arătat o atitudine foarte bună, e un semn foarte bun pentru noi ăsta. Din nefericire, nu avem timp să sărbătorim, avem un meci peste 3 zile, așa că trebuie să ne revenim de mâine și să fim pregătiți pentru meciul următor, care va fi foarte important pentru noi. A new match, he was the MVP, he scored 2 goals. It's very important for us, for e foarte team, important pentru echipa noastră. As I know, the first scorer in the league. Că Olaru este lider în clasamentul golgheterilor, că are un sezon bun, dar toți băieții au jucat bine astăzi. Repet încă o dată, cel mai important lucru pe care l-am văzut azi a fost atitudinea, disciplina pe care am avut-o. Cred că asta este o chestiune cheie pentru echipa noastră. Va fi foarte important dacă păstrăm asta pentru restul sezonului. Besides the attitude of the players, where your team win the match? I believe the difference was the attitude. Cred că diferența a fost în atitudine. Repet încă o dată. Cu disciplina asta, cu acest spirit de echipă pe care băieții l-au arătat astăzi, asta e o chestiune cheie, esențială pentru mine. Dar cel mai important e să păstrăm asta, să repet asta, să păstrăm asta. Nu e timp, repet, pentru a sărbători. Avem un meci dificil miercuri, mă rog, marți e meciul, dar... You are so pleased about the players. The first changes come in 75 minutes of the match. Prima schimbare a venit după 75 de minute, când echipa joacă bine. Cred că nu aveam nevoie să schimbăm jucători. Am continuat cu băieții care au început meciul, dar băieții care au intrat în repriza a doua au arătat aceeași disciplină. They helped the team in order to au ajutat echipa să câștige meciul. Next match is in Iași. Iași today draw in Craiova. I repeat this every week and repet asta în fiecare săptămână. Nu există meciuri ușoare în ligă. One point that makes the league much nicer because asta face liga mai plăcută. Toate meciurile sunt dificile, sunt dificile indiferent de cine joci, cu cine joci. E foarte dificil să câștigi meciurile. E bine că avem experiența de anul ăsta în meciuri de genul ăsta și trebuie să fim pregătiți pentru meciul următor. Mulțumim fanilor pentru că ne-au susținut. Thank you for our fans. Ați văzut? E un șablon. Thank total. You for our fans. Dar de fiecare dată, la final. Drăguț. Da, drăguț. Civilizat. Da, civilizat. Dar ce facem cu
Baba Al-Hasan care s-a cerut în vacanță, Radu. Da, tu de câte ori te-ai cerut în vacanță? Nu m-am cerut niciodată. Nu, dar vreau să spun înainte într-adevăr. Înainte de finalul anului. Nu-mi plac aceste șmecherii contractuale. Mă gândeam acum ce să-ți răspund, dar... Răspunde. Nu, îți răspund. Nu-mi plac aceste șmecherii contractuale. Păi nu, ce șmecherie contractuală? Adică că de nu ce, cred că are de ce contract să mă duc în vacanță. Și Luis Felipe nu trebuie să joace cu FCSB. Deci mi se pare... Vă dau un exemplu. Acum câteva săptămâni, João Félix, da, a bătut-o pe Barcelona. Da. De ce, și... de ce el a jucat și a bătut... Pe Atletico. Pe Atletico, pardon. Da. Și împrumutat. Pardon, exact, pe Atletico, pardon. Da, jucând la Barcelona, am greșit. Deci nu a fost o... Deci... De ce la noi se întâmplă asemenea lucruri? Jucătorii cei mai exponențiali, cei mai puternici, nu joacă exact. Poate să fie FCSB, poate să fie Dinamo, poate să fie orice. Da. Dar nu-mi plac aceste viclenii. Nu-mi plac, pur și simplu. Păi acum, nu sunt viclenii, probabil că ei se gândesc deci să nu jucă picioarele. Mă duc în vacanță, nu joc împotriva lui FCSB, nu joc împotriva lui Craiova. Problema ce e, nu astea? Că nu joc, joacă un meci împotriva FCSB, ci că nu vor să joace nici celălalt meci. Adică Felipe nu prea voia să joace astăzi cu Craiova. Dar ce sunt astea? Da, am înțeles. Dar de ce? Dar de ce? Cum a zis? Zavă foarte bine. Ce s-a? Renunță la bani? Ce-am la bani? Când noiembrie, decembrie sau... Da. Păi nu te du-te în vacanță, nu ești vacanța liniștit. Da, eu am înțeles, dar totuși echipă. E o chestie subtilă la mijloc, Vio, nu? Nu, Radu, știi, eu știu ce vrei să spun. Mă duc în vacanță, m-am transferat la Real Madrid, acum mă duc în vacanță. Chestia nu e așa, chestia e în altă parte, la nivel de discuții. Aceste discuții vis-a-vis de transferuri, din punct de vedere, trebuie să aibă loc după ce se încheie, ok... Pot exista rumori, dar bă, nu bați palma, nu semnezi, nu, se termină să-și facă jucătorul treaba și după aceea stăm la masă. Dar eu n-am auzit cum... așa ceva ca un jucător să nu normal. Știu care e situația. Pot să-l contactez în timpul campionatului. Pot să-l contactez cu acordul clubului, dar da, transferul se va oficializa, actele vor fi înregistrate din momentul în care începe perioada de transfer. Da, poți să, să perfectezi un transfer. Poți să-l perfectezi. Să-l ții dar nu, când la noi așa se fac. Să ții secret, spui tu. Să-l ții la secret acolo. Discret. Păi chiar dacă discret. Nu secret. Discret, da. Păi chiar dacă am semnat, jucătorul trebuie să fie profesionist să-și facă treaba. Da, exact. Așa e normal și corect. Bine, plus că asta e logica. Așa trebuie să ai o conduită. Și după aceea, ok, poți să iei altă direcție. Te duci spre noul tău club. Dar din moment ce tu încă depinzi de clubul respectiv, ești salariat la el, trebuie să-ți faci meseria. Adică de ce n-ai juca împotriva viitoarei tale echipe? Că îi faci rău viitoarei tale echipe? Asta, da, nu păi înseamnă că e o formă de non-combat dacă tu vrei exact. Să... Că deci, tu ești legitima la actuala echipă. Renunță la bani, domnule, și du-te liniștit în vacanță. Cât? Două luni. Îi convine să lase bani. Sunt două echipe care au probleme. Până la bani, vă spunem, derutate. Până la bani, că jucătorul, și dacă îl arzi la bani, atunci are mari probleme. Întrebare, nu cumva în vestiar ceilalți se uită și zic, păi stai mă puțin pe ăsta, l-a lăsat în vacanță, pe Baba Al-Hasan. Bineînțeles, crezi. Și eu am venit în seara asta aici, pe frigul ăsta, să joc fotbal, nu? Îl înțeleg, că nu mai e cu capul acolo, la semnă. Iarăși e o problemă. Deci, dar și asta poate să-ți dea de gândit ție ca și club care te cumpără, da, vis-a-vis de caracter, vis-a-vis de viitor. Că poate să-mi facă și mie la fel, poate să intre, eu știu, nu știu, te cumpăr, joci, după aceea intervine altă echipă, că așa e întotdeauna. Da. Și toate se întorc la un moment dat împotriva ta. Da, mă rog, poate facem noi un caz prea serios dintr-o chestie. Da, dar e, eu... da, nu, e vorba de seriozitate. E foarte bine totuși, că vorbim de așa ceva, că se creează precedente, Vio. Da. Nu e bine, nu e bine după vremea. Dacă vrem un fotbal mai profesional, profesionist, principii mai, sunt mai sănătos. Că nu se nimeni mai... nimic ca sănătos, fiecare face ce vrea, cum vrea. Șmecherile astea, pur și simplu, nu-mi plac. În sfârșit, da. Oricum... Hai să-l auzim pe Băluță și după aia ne întoarcem. Da. Bună seara, Alex. O victorie clară, o victorie concludentă. Bănuiesc că aveați nevoie după ultimele rezultate din campionat și din cupă. Povestește-ne cum a fost meciul și dacă a fost mai ușor pe teren decât o arată scorul. Bună seara! Da, e o gură mare de aer pentru noi. Sunt trei puncte foarte importante. Cred că am fost foarte uniți astăzi, disciplinați tactic în primul rând și compacți din primul minut până în ultimul și cred că asta a făcut diferența. Nu le-am dat spații, am făcut presiune așa cum am discutat de la început, pentru că Hermașa de o echipă care joacă fotbal, cărora le place să paseze și mă bucur din suflet că am reușit să câștigăm azi.
Ai fost implicat în două dintre cele trei goluri, ai arătat și tu. Ești prezent mai mult cu asistele, nu? Bănuiesc că nu te deranjează. Da, sunt dezamăgit că nu marchez mai mult, toate la timpul lor. Mă bucur că reușesc totuși să aduc un plus echipei și cred că e mai importantă victoria decât un gol înscris de mine. Cu siguranță că o să mă antrenez mai mult, o să mă antrenez mai bine, o să exersez mai mult și în fața porții. Cred că uneori e vorba și de concentrare și o să încerc să fiu mai concentrat pe viitor. Îl scoateți pe Olaru, golgheter, are deja 10 goluri până acum în 20 de etape. Da, suntem cu toții uniți. Cred că atunci când jucăm ca o echipă reușim să câștigăm, reușim să facem jocuri bune. Și asta se vede, mă bucur pentru Oli, mă bucur pentru Comi, pentru toată lumea care e alături de noi și la bine și la greu și le mulțumesc pe această cale și suporterilor care au fost alături de noi în seara asta și care ne susțin indiferent. Alex, pe tine când te-a întrebat ultima oară cineva dacă te mai gândești la echipa națională? Pentru că ușor, ușor evoluțiile tale îți dau dreptul, nu să speri la o convocare la turneul final. Sigur, ai fost în preliminarii, ok, dar nu de mult erai în... Mulțumesc că mi-ați adresat această întrebare. Cu siguranță mă gândesc. Cred că ăsta e cel mai mare vis al meu și cred că al fiecărui fotbalist. Mă gândesc tot timpul. Eu zic că mai este un drum lung până acolo. E important să am continuitate, să muncesc, să dau un randament bun aici la echipă și la anul să ne bucurăm de pe același loc. Până mâine sunt 8 puncte față de locul 2. Ce aștepți de la Șep și cu CFR? Sincer, nu mă preocupă ce o să facă ei. Cred că noi suntem la mâna noastră. Trebuie să ne îmbunătățim, pentru că mai avem multe lucruri de pus la punct. Trebuie să rămânem modești și să mergem în continuare încrezători, pentru că mai sunt multe meciuri până la final. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc! Da, am revenit în direct, vedem și golurile din această seară de pe Național Arena, unde înțeleg că au fost 6400 de spectatori declarați. Oare ar fi fost 6400? Pare cam mulți. Și mie mi se pare cam mult, dar mă rog. Hai să vedem. Asta e faza primului gol. Iată. Bine. Cu voleul lui Bolaru, dar vedem faza. Recuperării mingii. Da. Pe pressing-ul CSB-ului aici la Fonseca, nu știu ce căuta Fonseca în zona aia, el fiind vârf de atac. Imediat vine în pressing de posedat de Băluță. Băluță care joacă pentru Popescu, pleacă mai departe, vine cu centrarea pe bara a doua. Da. Și acolo iarăși Stoica, nu? Sau... Așa, da. El e. Deci la experiența lui Stoica. Nu dai drumul până la alunecare acolo. De ce bagi alunecare sau faci? Ce, stai pe picioare, conduci. Că până la urmă îl conduci și poate dăm blocaj. Poți să faci deci, niște metri acolo. Da, niciodată. Nu faci alunecări în care o de 16 metri tu ca fundaj. Nu și-au rost alunecări. Mai ales în situația aia, într-un unghi destul de închis, stai pe picioare și... Centrarea aia pot să o blochezi. De ce absolut. Trebuie să... Corner. Să te-ar... Dar aici ai greșeala lui Fonseca. Da, e un în care de greșeli, cum a zis Iurele, clar, nu evident. Nu securizează mingea pe care o primește, nu protejează, ca lumea o pierde, interceptează foarte bine acolo Băluță. Centrează. Dă mai departe, dă și pleacă. Ia uite, vine în presiune, îl anticipează, hop, e o fură, dă... Pleacă și vine cu centrarea. De aici stai Stoica pe picioare. De ce trebuie să bagi alunecare? Iar execuția după aceea este frumoasă a lui Radu. Olaru. Da, am frumoasă execuția. Viorele, clar. GPP, nu? Da, Radu. Da, GPP. Jean-Pierre Papa mai dădea voleiul ăsta. Da, fantastic. Și cu deci viața lui era un voleiul. Execuția de aur. Da, într-adevăr, e o lănțuire de greșele, clar, care nu se fac acolo, nu ar trebui să se facă, deci sunt o lănțuire, cum a zis Viorel. Exact. Poate și portarul putea să facă mai mult, dar oricum e destul de aproape, 7-8 metri, pe colțul scurt acolo. O să zică lumea că noi ne uităm la partea negativă a fazei și nu vedem ce a făcut Olaru. Nu, deci golul e superb, într-adevăr, da. Deci, câte, 8 metri, 10 metri lateral stânga, deci din colțul careului mic, nu, da, e de... E de Butean, apreciat. Uite, Butean, el strânge destul de mult Butean acolo în axul central. Se informează târziu, dar oricum îi stă larg. Bun, aici trebuie să comunice cu Găman până ce ajunge, nici nu se duce spre Olaru să pună presiune pe el. Îi dă un pic
mai mult spațiu și da. Normal că... Nu, no, evident, o echipă da. Ca FCSB e o jucător de mare calitate. Așteaptă, no, exact, da. Ei imediat verticalizează, chiar dacă e vorba de o pasă la adâncime foarte scurtă pentru... Pentru Măluță, centrează, da, într-adevăr. E bine, foarte bine, lănțuirea asta de greșeli care nu se fac în zona aceea, e clar, într-un atac pozițional. Cu deci, practic, Hermannstadt se apără destul de boem la faza asta. Da, aici era pe construcția lor. Da. Tendința asta de a juca scurt, supresia, dacă oprim aici, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jucători de la FCSB în acea zonă, da. Pe, da. Pe purtător. Adică e foarte... E foarte acolo. Absolut. Strâmb. Absolut, nu da. Se joacă mingi acolo. De fapt, pe partea stângă cine e acolo? Cum? De ce Găman? Și la experiența lui Găman, de ce trebuie să ieși cu mingea aia scurtă? Sari peste linia de pressing, mută jocul cât mai departe de zona periculoasă. Dar se fac, încăpățânarea asta de a ieși cu mingea scurtă, nu o faci tot timpul, faci când poți, mai ales în astfel de situații, deci, caută altceva. Pep? Guardi, cum se numește vinovatul care este? Vinovatul. Pep Guardiola a ucis fotbalul. I-a nenorocit pe toți. A ucis-o în calcio, zicea. Toți vor să joace tiki-taka, să înceapă construcția de la portar. El e vinovatul. Și de multe ori nu-și dau seama că unii au picioarele pătrate, fundași. Deci vrei să faci construcție cu jucători care sparg mingea, nu? Sau au probleme să construiască. Wow. Sau atunci deci... când le suflă adversarul, înceapă... Da. Uitați-vă... Morcovul cu tot cu iepure. Iată faza asta da. Cu fentele lui Elaru. Una. Da. Bune. Două. Deci, întrebarea e ce fac același Găman, din nou în centru fazei, și Minnesota. Minnesota, da. Pe ei, fentele lui Elaru. Spațiu mare, minge aici. Lungă, jucat aici, dar deci, o așează Coman pentru... De două ori. Se duc după fentă, tot îi alinează. Da. Ei. Întrebare, nu trebuia unul dintre ei să vină mai aproape? Cât mai aproape? Mijlocașul, Minnesota trebuia să facă pasul în față. Cine întotdeauna. Fă pasul, dar nu știu, lipsă și de comunicare în spate. Găman trebuia să-i spună, ieși. Da. Bine, e și instinctul tău de mijlocaș. Da. Deci aici e o mare problemă a fotbalului românesc. Deci aici în o gaură, general. Așa. Pasul ăsta în față pe purtătorul de balon, noi nu avem, avem deprinderea asta. Tendința asta de a merge temporizat. Peste purtătorul de balon să-l advers, pui sub presiune. Să nu dai timp și spațiu de gândire. Să-i limitezi opțiunile, să-l pui sub presiune pentru a greși. Deci, nu, de asta noi facem tatonare. Întotdeauna jucătorul da, tatonare la distanță e faza asta aici. Se duce undeva, da. Păi, tatonare la 2 metri, la 1 metru jumătate de adversar și îl lasă să joace. Dar afară te agresează ăștia. Da, Minnesota face 2 pași în spate. Nu, nu joci așa stai de puțin. Stai că acum am văzut. Așa este, eu am Minnesota văzut, face 2 pași în spate, de fapt, în loc să facă 2. În loc să facă pasul în față, da. Să închidă unghiul, să pună presiune pe Olaru, că poate nu mai da. Tribla așa și alinea ca și deci, pe clădite. Deci, practic, aici... Da, uite. Deci, ce spațiu are Olaru aici în față, e păstrat aproape constant de jucătorii de la Hermannstadt acest spațiu. Ok, el își face fentă în stânga-dreapta. Nu are importanță. Sunt niște fente de dragul de a le face. Le face lateral, fără a fi periculoase. Fă pasul în față, pune presiune. Deci, da. Deci parcă are un glob în jurul lui să-l ține la distanță de adversar. Nu este acea echipă. Nu râdem, dar ok, bun, într-adevăr. Dar sunt niște noțiuni care... Elementare, nu? Dar tot fotbalul nostru e așa. Uite-te la echipele noastre, că n-au deprinderea asta. Și asta se dezvoltă prin antrenament, dar trebuie să lucrezi mult, să dezvolți agresivitatea asta pe purtorul de balon, prin jocul, pe teren redus, deci un antrenament non-stop. Da. Non-stop să ceri la antrenamente acest lucru. Faci filajul ăsta, tatonarea asta, te duci, degeaba te duci până lângă el la 1,5 metri și pe ăla poate să întoarcă, că și eu pot să mă întorc, dacă îmi dai 1,5 metri... Crezi că mai poți să te mai întorci? Bătrâncul sunt. Radu, crezi că mai poate să întoarcă? Eu cred că da. N-am vrut să spun gras. Da, vezi, și da. Nu sunt chiar așa de păi nu, dacă îi dai lui Vio timp și spațiu, întotdeauna e vorba de timp și spațiu. Așa? Evident că și el poate să facă același uite lucru. Uite cât spațiu are. Dar întrebarea e care dintre voi dădea așa, printre picioare. Nu știu asta dacă puteam să dau, asta nu știu nicio, dar poate cu dreptul deam, cu stângul nu. La vârsta noastră deam, poate și dădeam. Cu stângul și cu dreptul. Dar și cu capul și cu pieptul, Radu, fentele le făceam și eu. În sfârșit, nu. Deci, ai nu. Deci, uite, e frumos. Oricum este pe colțul lung, în sfârșit, face aceste fente care nu, părerea mea, sunt vorbim de pasivitatea defensivei. Dar trebuie să punem pasivitatea trebuie scoasă, evident. Bun, hai să-l auzim pe Iancu și după aia o să vedem și golul 3. Bună seara, Gabi.
o seară de uitat, bănuiesc. Ce n-a mers în această partidă? Bună seara. Sper să fie singura seară din sezonul acesta de uitat, cum a spus și noastră. Nu ne-a ieșit mai nimic meciul acesta. Nu am jucat cum am vorbit, am venit peste noi și n-am ce să comentez foarte multe, pentru că mă uit pe tabelă și n-am ce să spun. Nu știu, unde v-au surprins cel mai mult, ca să începem așa o scurtă analiză? În primul rând, cred că se schimba cursul jocului dacă marcam la început. Nu știu cum s-a văzut la preluarea, dacă a fost atât de mare, din teren mi s-a părut că a fost o ocazie mare și apoi am făcut greșeli. Am pierdut mingea în jumătate aproape și ne-au taxat. Ușor, ușor, echipele Hermannstadt, Petrolul, par să răsufle din ce în ce mai greu în cursa asta pentru play-off. Tu cum o vezi în continuare? Pentru că, uite, au revenit alte echipe, precum Faru. Chiar mă gândesc și Craiova lui Mititelu revine ușor, ușor acolo. Mie nu mi se pare că ușor, ușor nu jucăm bine, pentru că am pierdut cu Steaua. Că am bătut pe Craiova acasă și am pierdut la liderul din România, aia acasă, în deplasare. Nu o văd așa. A fost un singur meci de uitat și nu cred că o să mai existe meciuri asemănătoare. Sper. Când joci pe Arena Națională împotriva celor de la FCSB, mai ai vreun sentiment? Te mai încearcă așa amintiri? Vă dați seama. Am petrecut aici 3 ani și pe vremea când se câștigau campionatele foarte ușor, mi-a plăcut, îmi place, dar cam atât. Urmează un meci foarte important în economia clasamentului, etapa viitoare la Sibiu. Meciul viitor trebuie, orice ar fi, trebuie să plecăm în vacanță cu cele 3 puncte. Un meci foarte important, în care dacă câștigăm putem să ținem acolo sus către locurile 5-6 și da, mă repet, trebuie să câștigăm orice ar fi următorul meci. Mulțumim, Olgan. Da. L-am văzut pe Iancu. Hai să vedem și golul de 3-0 marcat de FCSB după pauză. E această fază cu intrarea lui Alexandru. Alexandru decalează în margină pentru Tavi Popescu. Vine cu centrare în fața porții acolo. Da. Butean lasă mingea lui Găman. Nu, de Butean fapt pasează lui Găman sau Butean vrea să respingă. Da, nu știu ce vrea să facă acolo. Să oprească, să respingă, să paseze lui Găman. Și până la urmă Găman devine asist, pasator pentru Florinel Coman. E fault aici asupra lui Găman, a lui Băluță. Băluță care e cu 2 capete mai mic decât... Da, prea ușor. Nu? Scazi așa... Da, e total prins pe picior greșit. Practic, jucătorii ar mai ștart, dau pase jucătorii de la FCSB. Pur și simplu, le dau pase să dea gol. Dați gol. Nu, mă înțelegeți greșit. Da, da, înțelegem. Deci, pur și simplu, din nou, lănțuire de 2 pase greșite în care trebuie de la jucătorii de la FCSB. Reflectă exact evoluția... Uitați-vă și voi și la Găman și Cola. Evoluția lui Hermann Stad în această seară. Deci, e cireașa de pe tort. Dar greșeala enormă este cea... Cine este? Evoluția... El, cine este? Slab, valor. Ba, e un dezastru. Da. Cum să faci așa ceva acolo? Cum să dezechilibrat așa? Dezechilibrat. Necoordonat, dai... Doamne, deci nici... La nivel de serie Liga 4, pe cuvânt, cum să faci așa ceva? Bun. Adică... Aici e bună accelerarea lui Lisandru. Pasă pe la... Fixează bine apărarea aici. Dăm drumul la margine ceva? Și vine. Centrala e bună acolo. Măcar da. Da. Totuși, dar poți să rezolvi. Tare. El practic... Butean o lasă în fața porții. O lasă acolo, știi? Am dat, nu știu, am... Ce spunea și Muldărășanu, n-au bune, fost, păi, cum să faci așa? Deci, un dezastru. Reflectă clar evoluția Sibiului. Absolut. Baba Al-Hasan a cerut vacanță, dar au intrat ceilalți. Eu cred că deja echipa era în vacanță, că toată e clar că echipa era în vacanță. Bun. Bine, o să prezentau. Hai să-l auzim pe Găman, să vedem ce spune Găman, poate are niște explicații pentru fazele astea. Bună seara, Vali. Cea mai drastică înfrângere în campionat a voastră. Care ar fi primele concluzii după acest meci? Bună seara, da. Am practicat un joc foarte slab, e clar. Împotriva unei echipe net superioare nouă, trebuie să recunoaștem, să fim realiști. Trebuie să analizăm, să vedem ce avem de făcut. Dar e clar că
sunt valoric mai bun ca noi, pentru că noi avem, luptele noastre sunt cu alte echipe, nu cu cei de la Steaua. Și fără Companiu au reușit să fie periculoși. Olaru, v-a surprins prezența lui în careu cu atât de... Sunt jucător bun de națională, nu numai el, toți cei de la Steaua, și se pare că ne-au surprins. Trebuie să uităm acest meci și să ne gândim la următorul meci, cel de joi cu Sepsi. Așa mult contează la o echipă precum Hermannstadt absențele unor jucători importanți, precum Al Hassan și... E clar că Pop, contează, normal. Paraschiv. Noi am pierdut de astă vară 2-3 jucători buni, 2 titulari, așa că diferența dintre noi și Steaua este alta. Noi vindem jucătorii, îi cumpără. Dar ne descurcăm cu ce avem și mergem înainte, nu avem ce face. Înainte înseamnă o luptă până în ultima etapă, nu bănuiesc, pentru play-off. Bineînțeles. Obiectivul nostru nu este neapărat play-off-ul. Ne gândim la el, dar în același timp, cum a zis, trebuie să fim realiști. Pentru a fi în play-off trebuie să ai anumite argumente. Argumentele nu știu dacă sunt de partea noastră în acest moment, să fim primele 6. Cu Marius Moldărășanu ați vorbit, pentru că deja se vehiculează numele lui la Rapid în cazul în care se desparte Bergodi în această iarnă. Rămâne la Hermannstadt? Ce, nu este ce treaba noastră. Ca orice jucător sau antrenor îți doresc să mergi la mai bine, dar cu toate astea el ne-a spus că o să rămân aici. Acum nu știu, se poate întâmpla orice la fotbal. Mulțumim mult, Vali. Seara bună. Da, Găman a lăudat jucătorii FCSB și a pus rezultatul pe seama diferenței de valoare. Da. Pe principiul ăsta nu mai bate nicio echipă mică, nicio echipă mare niciodată. Da, noi cunoșteam altă echipă ca Hermannstadt. Dar bine, se poate întâmpla o seară neagră, un meci mai puțin bun, dar în halul acesta nu i-am văzut pe Hermannstadt de când știu eu. A fost cam bulversați. Nu, bulversați. Foarte bulversați. Dacă venea Gloria erau Bistrița la București în seara asta. Iar Gloria Bistrița. Da, îmi place să te tachinez cu asta. Îmi place să te tachinez. Deci dacă venea Gloria Bistrița de pe vremuri în seara asta la București, erau niște titluri mâine în presă, teribile erau titlurile. Pe bună dreptate, dacă ar fi fost așa. Trebuie să duc povara asta în spate. Dar acum nu mai există blaturi în Liga 1, deci nu. Vorbim despre echipe slabe și echipe foarte bune, atât. Mulțumesc mult de tot, domnilor, Costi, pentru prezență. Seara asta ne vedem mâine seară. Noapte bună, toate bune!